Luna aprilie în 11 zile. Pomenirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, făcătorul de minuni. Acest fericit părinte calinic s-a născut în orașul București, în ziua de 7 octombrie 1787, din părinți români temători de Dumnezeu și a primit la Sfântul Botez numele de Constantin. Când avea vârsta de 20 de ani, tânărul Constantin, din îndemn lăuntric, și-a îndreptat pașii către mănăstirea Cernica, din apropiere, unde a fost primit cu dragoste părintească de starețul Timotei. După un an de ascultare duhovnicească și de curate osteneli, a fost tuns în călugărie, schimbându-și numele în Calinic. Peste o lună, apoi s-a învrednicit a fi hirotonit irodiacon. În mănăstirea Cernica a viețuit Sfântul Calinic 43 de ani, nevoindu-se zi și noapte, în post și în rugăciune, în muncă și smerenie, în răbdare și în dragoste. Drept aceea, după 5 ani de slujire în treapta diaconiei, a primit și sfințitorul dar al preoției, iar după alți 5 ani, cu glas de obște, a fost ales de sobor stareț al chinoviei de la Cernica, pe care a cărmuit-o cu multă iscusință timp de 31 de ani, săvârșind multe fapte vrednice de laudă. În anul 1850, preacuviosul Calinic a fost ales și sfințit episcop al Râmnicului, unde a săvârșit mari fapte și a împlinit multe din lipsurile acestei eparhii. Cu nespusă râvnă și osteneală a zidit din temelie Biserica Episcopiei, împodobind-o cu zugrăveală și odoare scumpe și a dat viață nouă tiparniței bisericești, scoțând la lumină multe cărți de slujbă și de zidire sufletească. Dorul de viață schimnicească l-a îndemnat atunci să zidească o biserică la schitul Frăsinei, cu toate chiliile din prejur, pentru adăpostirea părinților dornici să petreacă o viață sihăstrească, după pravila călugărilor din muntele Atosului, statornicit aici de acest fericit ctitor. Sfântul Calinic a păstorit în scaunul de la Râmnic vreme de peste 16 ani, după care, simțindu-se slăbit de bătrânețe și bolnav fiind, a venit iarăși la mănăstirea Cernica, unde a mai trăit aproape un an, mutându-se către Domnul în ziua de 11 aprilie 1868. A fost îngropat după a sa dorință, în tinda bisericii Sfântul Gheorghe. Cât timp a viețuit pe pământ, Sfântul Calinic a dus o viață duhovnicească, plăcută lui Dumnezeu. Călugăr fiind, s-a supus întru toate rânduielilor vieții mănăstirești, trăind în sărăcie și în aspră înfrânare. Cei ce l-au cunoscut spun că avea trup firav și era senin la față. Umbla mereu cu capul plecat, vorbind domol și liniștit, iar la fire era nespus de bun, milos și darnic de tot. Acest fel de viață a făcut din el un vas ales al Domnului, împodobit fiind și cu darul facerii de minuni, precum se arată în viața sa, tămăduind bolnavi,
cunoscând gândurile ascunse ale oamenilor, sfârșitul lor și chiar pe al său. A fost mângâiere pentru săraci și văduve, iar tot ce a agonisit a împărțit cu milostivire în faceri de bine. Încă și azi, mult ajutor și mare folos sufletesc dobândesc cei ce cu credință aleargă către acest vas ales al Domnului. Cu ale Lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Într-o această zi, cuvânt despre minunile Maicii Domnului. Minunată cu adevărat și vrednică de povestire este pilda pe care o scrie episcopul Vicentie în cartea sa cea numită Oglinda năravurilor, zicând: un om însurat, care avea fii și robi și bogății din destul, era foarte milostiv și primitor de străini. Într-o seară, după ce a cenat, a adormit. Și dimineața l-au aflat căzut pe pământ, ca un mort rece și fără simțire. Iar rudenile lui l-au ridicat și l-au pus pe așternut, folosind multe feluri de doctorii ca să se încălzească și să trăiască iarăși. Dar în zădar s-a ostenit. Încă după multe zile și-a venit întru sine și întrebat fiind să spună ce a pătimit de a căzut atâtea zile ca și mort, n-a răspuns nimic, ci doar plângea nemângâiat. Și n-a vorbit niciun cuvânt în tot timpul cât a trăit până în ceasul morții lui, când și-a cunoscut sfârșitul său. Și strigând pe fiul său cel mai mare, a zis acestea, în auzul tuturor: iubitul meu fiu, această poruncă mai de pe urmă îți dau ție cu hotărâre ca să ai pe cât poți milostenie către săraci și multă milostivire către cei străini și călători și să iei în casa ta cu multă dragoste și să le slujești, fără de lenevire, și să le dai cu destulare cât le trebuie, după cum ai văzut pe mine. Că această primire de străini este mai bine primită de Dumnezeu decât toate faptele bune. Și oricine o va păzi pe aceasta cu stăruință, pentru dragostea lui Dumnezeu, află multă plată în împărăția lui cea cerească. Și pentru ca să vă îndemnați voi, toate rudenile mele, la această iubită de Dumnezeu faptă, afacerii de bine și a milostivirii către cei străini și săraci, vreau să vă povestesc acum, la ziua mea cea mai de pe urmă, înfricoșătoare arătare pe care am văzut-o când vă aduceți aminte, m-ați aflat în mijlocul casei mele, zăcând ca un mort. Știu că din copilăria mea avea multă evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și îi citeam în fiecare zi laude și rugăciuni pe cât puteam. Și pentru acest mult dar și dragoste pe care le aveam către dânsa, din tot sufletul și inima mea m-am învrednicit stăpânul pentru rugăciunile ei de multe daruri și hărăziri. Și mai ales pentru milostivirea și îndurarea către cei săraci și străini, după cum voi toți știți. Că multă osârdie aveam către primirea străinilor, pe fiecare odihnindu-l și dăruindu-le tuturor cu îndestulare cele de trebuință. Deci în noaptea aceea, în care știți că am avut visul, am auzit un glas care mă striga pe nume zicând cu hotărâre către mine: ridică-te de pe pat și urmează mie. Și eu, ridicându-mă, m-a apucat de mână și mă trăgea cu sârguință acela care m-a strigat și m-a dus pe mine într-o livadă mare. Și atunci păvățuitorul meu s-a făcut nevăzut și m-a lăsat pe mine
în câmpul acela mare, foarte întristat. Stând așa și neștiind ce să fac, am auzit în urma mea glasuri înfricoșătoare și mare tulburare. Și întorcându-mă, am văzut mulțime nenumărată de demoni venind asupra mea ca să mă răpească ca niște fiare neîmblânzite. Și eu, după ce i-am văzut, am fugit pe cât puteam, alergând cu frică și cu groază neasemănată, până ce am ajuns la o casă și, intrând, am închis ușa. Dar au stricat-o și au intrat, ca să mă răpească. Însă, ca să înțelegeți pricina bine, ascultați și acestea. Sunt 3 ani de când, în seara Sfintelor Patim, am luat aici, în casa mea, pe un străin, ca să-l ospătez după obicei. Și ajungând acasă, am aflat pe un alt sărac pe care îl primise maica mea după porunca ce i-am dat-o ca să ospeteze pe câte unul căruia să-i slujească precum unui înger. Și după puțin timp s-a întâmplat ca un frate a adus un alt sărac și m-am bucurat foarte mult că m-am învrednicit să primesc în casa mea pe străinii aceia 3 în chipul Preasfintei Treimi. Și am ospătat cu destulare pe cât îmi era puterea cu față veselă. Deci când au aruncat demonii jos ușa, după cum am spus mai sus, și au intrat, au început să strig către Domnul și să-mi ajute pentru rugăciunile pururea Fecioarei Maria. Atunci am văzut 3 bărbați frumoși care au zis către mine, să nu te temi, că noi am venit ca să-ți ajutăm. Și așa, după ce au gonit pe demoni, m-au întrebat dacă îi cunosc. Iar eu am zis, nu vă știu, domnii mei. Iar aceia au răspuns, noi suntem acei 3 tineri străini pe care ne-ai primit în casa ta și ne-ai ospătat totdeauna prea cu destulare, cu toată inima și dragostea ca și Avraam. Și ne-a trimis Domnul spre ajutorul tău ca să-ți răsplătim pentru multa dragoste pe care ai arătat-o către noi. Și iată, te-am slobozit din mâinile demonilor. Acestea zicând, s-au făcut nevăzuți. Atunci s-a aflat acolo îndată înaintea mea Maica Milostivirii, cea iubitoare de milostivire, împărăteasa îngerilor, și mi-a dat sfânta ei dreaptă zicându-mi, nu te teme, iubitul servul meu, că după cum tu ai fost totdeauna prietenul meu, citind rugăciuni și laude și miluind pe săraci, frații fiului și stăpânului meu, tot așa am venit și eu să-ți ajut în nevoia ta. Acestea zicând, mă ținea de mâna cea dreaptă, și în scurt timp m-a adus la casa mea, în care m-ați aflat de am rămas ca un mort, atâtea zile de frică. Deci, fiul meu, păzește-te să nu te lenevești vreodată de la slujirea acestei atotputernice maice, a stăpânului și în tot ceasul laudă și o slăvește după cuviință, după cum știi, că am făcut și eu, dacă vrei să o afle și tu ajutătoare la atâtea nevoi. Și aceasta este întâia mea poruncă. Iar a doua, iarăși, silește-te pe cât poți să iubești pe cei străini și pe săraci și să le dai toate cele de trebuință, dacă vrei să dobândești în această lume tot binele, iar în veacul ce va să fie, să moștenești cerească împărăție. Și acestea zicând și sfătuind pe cei ce stăteau de față, și-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Iar fiul lui, aducându-și aminte de părinteștile porunci, a petrecut viața cu fapte bune, dorind a se învrednici și el de veșnica viață.
Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.